este foarte multă informație secretă, acolo ține, merge vorba de finanțarea unor spălare de bani legate de unele companii care sunt oficial recunoscute că au participat la elaborarea armelor nucleatice și terorismului. Deci asta eu sunt sigur că va exploda presa mondială, nu că moldovenească. Plahotniuc era implicat în... Era el implicat inclusiv. Deci cum era implicat? Deci schema la tata la toată schema asta și asta una era una din unul din momente care a fost negociat la Londra cu cunoscutul German Gorbunțov, care de fiecare dată înainte de alegeri ieșa și mai acuza că am organizat tentativa de omor și așa mai departe. Ca să știți, Plahotniuc a făcut și pașaport, deci Gorbunțov astăzi nu-l mai cheamă German Gorbunțov, adică lumea îl cunoaște ca German Gorbunțov, dar în UE Plahotniuc îi dădea pașaport și ca German Gorbunțov și îi dădea pașaport străin doar pe un an. Nu există pașaport străin cu un termen de un an de zile. Există 5 ani, 10 ani, da? Cele vechi erau pentru 5 ani. Plahotniuc i-a mai eliberat lui Gorbunțov pentru să-l protejeze, să-l ascundă, adică să nu-i nimerească în vizor la europeni, la americani, la servicii. I-a eliberat un pașaport pe numele Piotr Kirov, cetățean al Republicii Moldova, care Gorbunțov este și astăzi. Și eu voi scrie neapărat, voi face o interpelare la Procuratura Generală, cu probe, cu tranzacții. Câte zeci de milioane pe zi treceau, ce făcea Gorbunțov, ce făceau moldovenii. Cu numele adică, ăsta, al doilea? Și o parte le-a făcut ca German Gorbunțov și o parte ca cetățean ai Republicii Moldova, Piotr Kirov. Sunt sigur că ne privesc cu unii deputați din Parlament și iată acum fac un apel deschis, da? Să facă niște interpelări la Universal Bank cei ce ține de tranzacțiile în Universal Bank din compania din Federația Rusă Severnei Berec. Plahotniuc a devenit prieten cu Gorbunțov strâns în 2008, că au trecut 25% din banii legați de numele Magnitsky. Și astăzi, când s-a negociat că Gorbunțov să dea declarații, să vii la publică, spui cu sate, prijai, i-aș du-te pe zi și așa mai departe, una din primele condiții lui Gorbunțov era ca Plahotniuc să garanteze că lichidează toată informația. Vă aduceți aminte când s-a oprins o mașină de la BEM cu toate actele? Da. Și au făcut asta și la Universal Bank astăzi pentru implicarea în banii, cum îi numește mass media, banii descoperiți de Magnitsky, da? Deci poate aibă să scoală jumate de senat în SUA, se ridică un scandal în Parlament în Marea Britanie și poate să aibă probleme unul în Londra, a doilea în SUA, că vă dați seama că cei ce ține de Magnitsky cunoaște tot globul pământesc.